Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Ovidiu Pecican. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Domnule Săuca, sunt onorat de invitație, vă mulțumesc dumneavoastră stației Radio Transilvania și bineînțeles îi salut și îmbrățișez simbolic pe toți cei care sunt alături de noi la ora asta. Astăzi, Ovidiu Pecican susține două lecturi publice, de la ora 13 în sala festivă a Colegiului Național Silvania și de la ora 16 în sala Dialoguri Europene de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în seria de lecturi publice și conferințe organizate de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația Culturală JAD, condusă de inimosul și foarte bunul nostru colaborator Flavius Lucăcel, Asociația Scriitorilor din Sălaj, Cenacul Literar Silvania și, de data aceasta, Colegiul Național Silvania. Lecturi publice, o modalitate de a fi mai aproape de un potențial public, de un posibil public. Da, e un mod de a fi împreună cu ceilalți, nu doar, cum să zic, mediat, așa cum se întâmplă atunci când tu scrii o carte, o publici, iar cineva o cumpără sau o citește luând-o împrumut, în orice formă, nu contează. De asta dată, când vorbim de lecturile publice, stăm față în față cu cei care au socotit că poate fi un beneficiu pentru ei să întâlnească un scriitor. Cât despre scriitorii care vin și descind în mijlocul unui public potențial, din punctul meu de vedere, e întotdeauna o fericire să vezi oamenii la față, să cobori în România profundă, oriunde ar fi ea, pentru că profunzimile, la asta cred că se referă mai ales, nu vorbesc aici de profunzimi sociale, ci de profunzimile sufletului. Ori lectura e întotdeauna o ocupație pentru suflet și minte, de altfel. Ovid Pecican, prozator, eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat romanele Eu și maimuța mea, Razar, în colaborare, Premiul Nemira, Imberia, Bochia, Arhitecturi mesianice și Noaptea Soarelui, precum și prozele scurte din Darul acestei veri. Alte titluri clipului, Zilele și nopțile după amiezii, Povești de umbră și Povești de soare, Clujul în legende, Aventurile lui Matiaș Corvin la Cluj, 999 de minciuni. A editat volumul de teatru Arta Rugii 2007 împreună cu Alexandru Pecican, premiul al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor. A realizat antologia de interviuri cu Nicolae Brebană, Utopie tangibilă, volumul de convorbiri polemice vorbind, o activitate extraordinară. Care dovedește vechimea mea pe acest pământ, nu altceva. Îmi place să scriu, recunosc și am avut noroc că am putut și publica. Adică nu e simplu întotdeauna. Prozator. Ce înseamnă asta? Oameni care scriu mult sau care pot să scrie sau care au darul de a povesti și de a scrie povești? În Ardeal, cred că prozator înseamnă să fii un om care scrie des, care scrie practic continuu. Să fii un fel de pianist al tastaturii de computer, cum erai odinioară al claviaturii de mașină de scris. Alții, și am colegi care fac asta în continuare, se ocupă de scris tot așa cum o făceau în clasa întâia, adică ținând creionul în mână sau stilou sau pixul. Eu cred că nu contează care e modalitatea, tehnic vorbind, pe care o faci, ci să o faci dacă asta e decis. Pentru că, într-adevăr, la proză ai nevoie de câteva calități enorme. Lumea se va gândi, desigur, la talent, dar cum eu nu știu ce e talentul, nu știu nici dacă l-am sau nu l-am, tot mă strădui să îmi fac mie însumi dovada, aș adăuga că aceste calități se referă la altceva. Ai nevoie de o coloană vertebrală puternică, să stai tot timpul la birou și să scrii, nu? Ai nevoie de un șezut confortabil, ai nevoie de un pic de limpezime de minte. Rebreanu, de pildă, spunea că scria proza lui în patru camere, avea la Valea Mare patru camere, ceea ce nu era foarte mult, dar era totuși confortabil, stătea nopțile cu ușile și cu ferestrele deschise. M-am tot gândit cum făcea să nu-l mănânce țânțarii. Dar probabil că el, fiind fumător, a lungat cu fumul de la țigară țânțărimea. Deci cred că a fi prozator asta înseamnă. Uneori te așezi la masă și nici nu știi despre ce vei scrie. Dar dintr-o dată, din lacul ăla, așa fără fund, apar câțiva pești cu solzii irizând și încep să-i vezi și încep să-i alergi și după unul care e mai puțin iute sau care știe să te ademenească mai bine, o iei la goană pe unda lacului interior. Și atunci se naște o proză, un subiect, apare subiectul. De asta mie mi se pare, de pildă, că romanul Moby Dick al lui Herman Melville, care este socotit părintele prozei americane,
e foarte bun. Nu pentru că ar vorbi despre marinar și despre obsesia marinarului de a găsi balena albă, ci pentru că acea balena albă este probabil unda pe care prozatorul în subconștientul lui o urmărește la suprafața apei, care iese din când în când, care aruncă un jet puternic în afară, care revine așa ca o arteziană pe unda mării de asta dată sau oceanului, și care nu e altceva decât simbolul prozei care se naște, care te cheamă. Proză care preexistă, dar nu există până nu o pui tu în cuvinte și în succesiunea cuvintelor. Mie mi se pare că oricât m-am străduit în viață și am mai făcut și alte lucruri, am fost și încărcător, descărcător pe mașină până să intru la facultate, am asamblat pistoale de plastic pentru cooperativă, se chema Tehnometallica, am avut așadar și o tinerețe stahanovistă, pe urmă am dat de 3 ori la facultate, tot nu reușeam, nu mi-a plăcut școala, mi-a plăcut să citesc foarte mult, asta, cred că, da. Ați ajuns totuși astăzi doctor în istorie, profesor la UVV. Se pare că bunul Dumnezeu nu uită nimic și ne pedepsește, adică nu mi-a plăcut școala și am devenit profesor, ba chiar premiant la un moment dat al carierei mele, fiindcă, repet, îmi joacă feste firea de ardelean, adică sunt foarte serios, deși îmi place să glumesc. Atunci când fac o treabă, încerc să o fac cât mai bine. Probabil că e un orgoliu din ăsta. În orice caz, după ce am făcut atâtea lucruri, pot să mă pronunț în privința preferințelor mele și să spun că am testat domenii diverse, dar ca și calitatea de prozator nu mi se pare niciuna la fel de importantă. Ăsta e visul meu, asta am vrut să fiu și sper că voi ajunge într-o zi. Vă fac o mărturisire. Am încercat de mai multe ori să citesc din scrierile prozatorilor premiați, da, despre care se scrie într-o veselie în presa literară, chiar pe prima pagină, și n-am reușit să duc la bun sfârșit cărțile. Oare de ce vă înțeleg? De ce? Oare sunt... n-am reușit eu? N-am încă uneltele necesare pentru a înțelege ce scriu acești oameni? Sunt depășit de... Glumiți, așa e? Nu, vă întreb. Eu cred că sunt mai multe situații în care se întâmplă fenomenul pe care îl descrieți. De pildă, eu în tinerețe n-am reușit să duc la bun sfârșit lecturi fundamentale, cum erau, să zicem, Război și pace al lui Tolstoi sau Sadoveanu. Dar asta se datorează unui nivel de maturitate și de înțelegere a actului cultural pe care îl atingi în timp. Nu cred că ăsta e cazul dumneavoastră. Să vă spun un caz din aceeași categorie pe care l-am trăit personal. În 96 am primit o bursă, în 1996 am primit o bursă în Olanda. Și am zis repede, ca omul care e părăsit pe o insulă, ce carte să iau cu mine? Și era la modă chiar atunci un volum care era chiar volumul inițial din ceea ce urma să fie trilogia Orbitor a lui Mircea Cărtărescu. N-aveam altă carte la îndemână în Olanda, la Utrecht, unde am avut bursa, decât pe aceasta. Am citit ce am citit, am mai citit un pic, pe urmă am lăsat-o, iar am citit și după jumătate m-am oprit. N-am putut. Cred că se întâmplă un lucru. Nu suntem pe aceeași lungime de undă cu autorul respectiv care ne întâmpină în felul ăsta. Nu ignor faptul că anumite cărți, Thomas Mann de pildă în categoria asta, Hermann Hesse și atâția alții, sunt ele dificile, alea lucrează în noi după ce le-am terminat. Dar, din păcate, dacă vorbim despre autorii premiați, că despre ei era vorba, câteodată premiile la noi se dau așa cum se dau. Ba se dau pe pile, ba pe simpatii, ba pentru că cineva te-a proclamat liderul unui cenaclu, ba pentru că ești un poet foarte bun, meriți să iei un premiu și la proză, ba pentru că te descoperă lumea în mod cinstit, ca fiind reprezentativ pentru un anume filon al prozei, că vorba aia, noi avem mai multe filoane fundamentale în proza română. Dacă mi-e îngăduit, am să le și enumăr așa cum le văd eu. Unul este filonul satiric și sarcastic al lui Caragiale, care acum e în mare vogă datorită împrejurărilor. Și asta nu e un titlu de glorie neapărat pentru Caragiale. El era excepțional, scria foarte bine, dar nu și-ar fi dorit ca România pe care o plăsmuise să se perpetueze în realitate, în realitatea noastră. Apoi un alt filon este cel pe care îl întâlnim, să zicem, în proza lui Eminescu, Geniu Pustiu, Cezara. E o proză fantastă, e o proză de ficțiune, e o proză de proiecție romantică, admirabilă și care a avut urmări. Dacă mă gândesc la Ionel Teodoreanu și la atâția alții, minunat, Fănuș Neagu, etc. Un al treilea filon, care mi se pare foarte interesant, este cel care aparține lui Ion Creangă. Nu acel Creangă cu giumbușlucuri și cu amintiri idilice din foarte bine scrise, excepționale, din amintiri în copilărie, ci un Creangă mai metafizic, mai bizar, mai ciudat, pe care îl întâlnesc deopotrivă în povestea acelui ins care întreabă muieții posmagii și din care se trage cioran, clar, un ins cu sarcasm și cu
cu un alt tip de sarcasm, nihilist de asta dată, și modern și chiar postmodern, altul decât la Caragiale. E un sarcasm care are ceva în comun cu congenerul lui, cu Eugen Ionescu, Eugen Ionesco, mă rog, și care frizează absurdul. Și mai poți găsi asemenea inși. Îl găsești și pe Paler la un alt nivel și găsești multă lume care continuă în această undă. Patapievici, în anumite eforturi radicale și cinice de a critica România profundă, cum e în politice. Și în sfârșit ajung și la favoritul meu, la prozatorul care a impus un standard al prozei românești, în alt mod, în al patrulea mod, și care i-a deseori uitat din enumerări. Se cheamă Ion Slavici. Mara, Mora cu noroc, proza aceasta solidă, verticală, răspicată, cu o miză polemică față de giumbușlucurile flușturatice care se scriu în alte părți ale țării, proza asta înfiptă adânc în pământ și într-un tip de sensibilitate poate mohorâtă, poate bolovănoasă, dar cu multă seriozitate, ăsta e un filon fundamental din care a ieșit Rebreanu, din care au ieșit atâția alții, până la Breban, pe care l-ați pomenit și care în tinerețe mă fascina, acum mai puțin. În fine, deci cu proza e dificil. Ei, dacă eu îl iubesc pe, să zicem, pe Creangă și filonul lui, s-ar putea să n-am mare aderență cu oricare dintre ceilalți trei inițiatori de pârtii de la noi. Sigur că idealul ar fi să fim mereu disponibili către orice, dar se întâmplă un fenomen sociologic pe care l-am spus. Avem atâtea premii și atâtea comitete și comiții în România, în zona literară, încât s-ar putea ca ceea ce este girat ca valoare să nu fie neapărat o valoare. Și atunci, Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Cultural, astăzi cu scriitorul și eseistul Ovidiu Pecican, proză, canoane, o mare problemă. Discutată, rediscutată, au fost și scandaluri naționale, canoanele din manualele școlare, apropo de prozatori, e un scandal în continuare, bănuiesc. Da, nu mai știu ce să vână în manualele școlare, dar faptul că dumneavoastră și cu mine nu figurăm încă acolo arată clar că acest canon actual e doar provizoriu. Lăsând gluma deoparte. Acum manualele se fac după cu totul alte criterii și vizând alte lucruri. Tipuri de discurs se discută, de pildă, și nu se mai ia în viziunea asta istorico-literară. Eu am întrebat pe câțiva copii, știți cine a fost Budai Deleanu? Au zis că au auzit la radio. Nu mai era în manuale. În schimb, pe alții am întâlnit pe Facebook spunând, ura! Din poemul meu, trei versuri sunt în manualul de clasa 12. Nici n-aș fi crezut. Probabil ca exemplificare pentru o parte de lecție, mă rog, cu siguranță. N-aș ști să spun acum cum e povestea cu manualele, dar canonul îi copleșește prin importanța care îi se atribuie pe majoritatea criticilor din ultimii 10-20 de ani. În primul rând pentru că termenul canon a fost lansat nu la noi, ci în America. Și noi suntem foarte grăbiți încă din secolul XVIII, ba chiar și dinainte, să sugativăm, să copiem ce e la alții. În al doilea rând, fiindcă fiecare critic probabil visează în sinea atacului lui că ar fi minunat ca el să dea canonul pentru toată țara. Citiți ce vă spun eu. Asta înseamnă o mare autoritate. Ori critica după 1989 și-a pierdut autoritatea. Autoritatea în viața publică au dobândit-o papagalii care vorbesc pentru a obține locuri în politică, nu? Locuri de mare vizibilitate, apoi șmecherii care fac avere fără să lucreze. Ăștia sunt marile autorități ale momentului și pare că se consolidează. Scriitorul a căzut de pe, era să zic de pe eșafot și asta ar fi bine. Nu, a căzut de pe scena pe care o ocupa. Nu mai e atât de important, mai ales că lumea uită că vreme de 50 de ani, cu o mică paranteză în perioada stalinistă, când nu prea putea să facă asta, scriitorul a fost conștiința care verbaliza problemele națiunii. Acum poți vorbi, acum nu riști mare lucru, poți să și înjuri în ziare, sigur îți asumi riscul unor procese, dar prin înjurătură înțelegând critici mai radicale și mai țintite către diverse personaje ale scenei actuale. Însă, până la urmă, problema canonului, dacă vrem și o discutăm în zona ei teoretică, este problema topului. Să facem un top și primii 10, primii 20, primii 50 să intre. Cred că orice asemenea top este relativ.
contează foarte mult unde stai, dacă stai pe Calea Victoriei sau dacă stai ca și noi la etajul 4 într-un bloc cu o perspectivă minunată asupra Zalăului înzăpezit, și s-ar putea să aveți surpriza ca această perspectivă să conteze mai mult decât perspectiva rutinieră de pe Calea Victoriei. Avem șansa să aparținem unei culturi mici, dar obraznice, care s-a născut simultan și la Iași, și la Timișoara, și la Sibiu, și la Câmpul Lung, unde se făceau marile tipărituri, la Brașov, la Cluj, în Cluj fiind faimosul Caspar Held, adică Heltoi Gaspar, cum i s-a spus după numele maghiarizat acestui sas de merite în cultura centrală europeană, care a scos o carte în limba română. Cultura română s-a născut aproape peste tot. S-a născut la Zalău, cu siguranță. S-a născut la Sighetul Marmației. Ei, aș vrea să aud mai mult într-o cultură unificată prin statul unitar în 1859, apropo de faptul că mâine celebrăm această mică unire, iar la 1 decembrie fiecare an celebrăm Marea Unire, completarea ei cu aproape jumătate de țară prin noi provincii. E, ideea aceasta a unității e minunată, dar nu ar trebui să saboteze ideea diversității, care este una reală. O vedem și în Portul Popular. Noi suntem o țară de diversități și asta e bogăția noastră. E admirabil, e extraordinar. Ar trebui să exploatăm mai mult această resursă. Scriitorul în cetate e un program al USR Cluj, dar extrapolând, vă întreb, chiar este scriitorul în cetate? Chiar poate exista, rezista în cetate, și dacă mai există o cetate sau cetăți? Chiar astăzi vorbeam cu dumneavoastră exprimându-mi uimirea că, de pildă, domnul Kelemen Hunor este poet. Nu știam acest lucru. Dacă ne uităm la asemenea poeți, dacă ne uităm la colegul nostru Marco Bela, care conduce filiala Uniunii Scriitorilor de la Târgu Mureș și care e un afirmat poet și domnia sa, dacă ne uităm la alți politicieni care se grăbesc să-și facă rost de niște cărți pe care deasupra titlului să fie înscris numele lor, constatăm că scriitorul ar putea părea în cetate. În același timp, ce să vă spun, a fost salutat cu mult interes momentul în care diverse condeie aplicate poeziei și prozei au început să facă gazetărie politică. Mai găsești și bătăi cu bâta în baltă din acest punct de vedere. De pildă, zilele trecute am citit un text al lui Vladimir Tismăneanu, care este scriitor într-un sens mai larg, adică el are și eseuri, nu are doar monografii de politolog, și care își cerea scuze față de sine însuși că o vreme a publicat în Jurnalul Național, pe care acum îl înjură și care, la fel, își face și el o datorie de onoare din a-l înjura pe Vladimir Tismăneanu. Taberele se mai schimbă, culorile drapelelor și așezarea lor în cetate diferă de la o clipă la alta, așa încât e mereu interesant de observat această dinamică. Eu totuși cred că scriitorul, care e o conștiință până la urmă, una artistică, dar poate să fie și una civică, ar trebui să fie, își găsește locul în cetate. Mie îmi place la picnic pe iarbă verde, dar nu-i rău nici între zidurile cetății. Și e bine ca vocea celui care lucrează cu cuvintele să se audă. Avem însă o singură problemă aici, cred, noi toți. Atunci când decidem să vorbim, e momentul să ne verificăm printr-un doctor interior, ieșim în cetate. Dacă avem însă, cred că e o datorie ca, într-un fel sau altul, așa cum țăranul lucrează pământul, muncitorul merge la fabrică și își face treaba, intelectualul, deci scriitorul, să dea seamă prin fapte și prin vorbe susținute, nu ca și politicianul doar prin vorbe, de crezul lui. Și, într-un fel, să ajute la îndrumarea pe o cale a comunității, fiindcă nu-i tot una dacă trăiești în mizerie sau bine, dacă îi respecti pe cei din jur sau îi disprețuiești și așa mai departe. Cred că da, aș paria pe scriitorul aflat în cetate, cum o faceți și dumneavoastră, domnule Săuca. Mi-ați dăruit chiar astăzi un volum de publicistică și eu zic că e foarte bine. Volumele de publicistică dau seama de dimensiunea istorică a unor atitudini, pentru că, până la urmă, că scriu astăzi un articol e una, dar că public apoi 50 de articole care mi arată cum am evoluat într-o perioadă de timp, fie și restrânsă, de un an sau doi, e important. Oamenii își reamintesc evenimentele și își amintesc ce opțiuni aveau de făcut, dacă au ales bine sau nu, și în felul ăsta ajutăm cumva la decantarea reconștiinței civice. Radio Transilvania Zalău, vă reamintesc că emisiunea Transilvania Culturală, astăzi cu domnul Ovidiu Pecican, scriitor, eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
doctor în istorie, profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Unde invit pe toți viitorii absolvenți. E extraordinar. Avem deja absolvenți care au obținut locuri la Uniunea Europeană, lucrează pe bani mai frumușei decât noi acolo, dar sunt oameni care lucrează în diplomație. Mi-amintesc acum special pe o fată distinsă de la Oradea, fostă studentă de-a mea, Mioara Pituț, care o vreme a stat prin mediile acestea ale centralei de diplomați și de mai mult timp cred că este în Olanda, ne reprezintă țara cu cinste. Sunt asemenea oameni pe care avem și un loc minunat. Vă întreb direct, dumneavoastră credeți în Uniunea Europeană? Păi, nu mi-aș fi mutat cartea de muncă 94 la înființarea acestei facultăți, dacă nu. Vă dau un exemplu de ce cred în Uniunea Europeană, nu ca un nătărău care n-are dovezi, ci ca unul care are dovezi. Da. Când, înainte de ultimii ani, de când suntem în Uniunea Europeană, au mai fost puși la răcoare pentru o meditație suplimentară foști premieri, miniștri, potentați care credeau că pot face orice în țara asta. Când un clown simpatic altfel și chiar un clown generos în anumite prejurări, precum domn Gigi, domnul Gigi Becali, a fost posibil să fie arestat, chiar dacă, așa cum a fost cazul lui, plimba valizele cu bani în fotbal sau făcea sechestre de persoane. Sunt acuzații, încă mai sunt procese. Vor fi întotdeauna, dar vreau să spun că există o linie de conduită care urmărește ca justiția să stabilească responsabilitățile, adevărul și, dacă e cazul, și pedepsele. Eu cred că asta arată clar că am intrat într-un alt spațiu de conștiință publică și asta atrage atenția celor care vin să se ferească de gafele prea notorii. Mie asta îmi place. Nu vă mai spun de faptul că, de când suntem în Uniunea Europeană, călătoresc cu buletinul în Uniune. Nu mai stau să fac cozi la pașapoarte, nu mai plătesc acolo, deci pot să mi le fac dacă vreau, că nu toată lumea vrea în Uniunea Europeană să călătorească. Unii visează la Mongolia, să zicem, nu? De ce nu? Ei, dar am dat două exemple la îndemâna oricui. Anume că există faimosul MCV, raportul pe justiție, în care cineva de la Bruxelles se pronunță asupra evoluțiilor din justiția românească, din spațiu public. Avem diverse instrumente prin care putem măsura cât de euroconform suntem, nu cu ce zice domnul Barroso, ci mai degrabă cu ceea ce înseamnă principiile Uniunii Europene. Și aceste principii, despre asta predau la școală, nu vreau să fac un curs aici, dar vreau să spun nu doar atât, că ele vin din Antichitatea Greco-Latină, nu? Filozofia s-a inventat la Atena și s-a propagat la Roma, justiția, lex, legis, nu? Vine de la Roma, e fundamentală, apoi creștinismul cu legea iubirii este și el un principiu european și este respectat, mai sunt apoi principiile Revoluției franceze, liberté, égalité, fraternité, libertate, egalitate și frăție, aș zice eu, cum ziceau revoluționarii noștri cu Băcescu în frunte, dreptate și frăție. Asta vrem de fapt. În această Europa eu mă regăsesc și cred că orice om de bun simț și de viziune se regăsește aici. Nu vrem brigandaj la drumul mare, nu vrem să fim hoți, nici să furăm sau să fim furați, nu, vrem să fie bine. Am dorit un pic de spațiu de securitate colectivă, nu securitatea ceaușistă, ci asta, de siguranță. Să știm că nu murim parașutați în păduri de un accident pentru că nu ne găsește statul român la timp. Asta, de pildă, este un alt semnal de alarmă. În Uniunea Europeană, statul funcționează. Margaret Thatcher, mi se pare că spunea despre China, în legătură cu Europa, spunea China e o mare birocrație. O mare birocrație este și cea europeană, care a moștenit tradițiile birocrației austriece, de pildă, și atâtea altele. Dar diferența dintre cele două este că în Uniunea Europeană birocrația este responsivă, adică răspunde la cererile cetățenilor și este efectivă, adică chiar aplică măsurile care trebuie luate. Păi asta e mare lucru. Aș vrea să văd și eu că cererile pe care le fac din când în când forțat de împrejurări unor autorități române primesc răspuns. Asta e. Asta e Europa mea. La fel ca și mulți intelectuali de renume în această țară, cu siguranță și dumneavoastră credeți în acest mare proiect. Vă întreb de ce mulți români nu cred sau nu mai cred în el. Românii sunt trecuți prin istorie și noi suntem români și știm asta. Noi credem printr-un efort de voință și de viziune. Dar omul hăituit de fiecare dată, care află mereu de pe o zi pe alta că s-au mărit taxele,
că statul vrea să-l mai jupoie un pic, că acum a apărut o taxă pe stâlp, mâine pe talpa de la pantofi, păi mine pe scuipatul pe stradă, nu? Ăsta devine neîncrezător, sărmanul. Nu-l poți condamna. E un proces lung de educare, de autoeducare și ceea ce va fi foarte greu pentru generația noastră, domnule Săuca și dragi ascultători, care sunteți vorba aceea în jurul vârstelor de 40-60 de ani, va fi greu să mai aducem înapoi aerul optimist al românului, care mereu a răzbătut prin vremuri. Și vă spun care e indicatorul pentru această greutate. Nu faptul că lumea ar fi mai posomorâtă ca altă dată, că nu e. Mai nou tinerii nu se mai posomorăsc, pleacă în străinătate. Faptul că populația României scade și scade într-un ritm dramatic, scade prin plecările acestea peste hotare și prin spaima cuplurilor de a mai avea copii. Eu nu știu câte familii mai știți acum în generațiile mai tinere cu 10 copii. Pe vremea bunicilor mei, asta era regula. E adevărat, era mortalitate infantilă. Dar în pofida atâtor greutăți, când oamenii trăgeau la jug acolo, pe pământul lor mic, să-și hrănească toată familia, că suntem o nație de țărani, încă în anii 40 eram, cum ni se zice, o economie eminamente agrară. N-aveam noi treabă, aveam mori de hârtie și, mă rog, fabricile de la Reșița și ce mai moștenisem de la austrieci, nu? Aici, mai ales în zona noastră, nu în Moldova, nu în țara românească. Ei, cum convinge toată această Românie care tace cu bun simț, nu verbalizează așa de mult, să nu mai plece, să facă copii, să creadă că lumea va fi mai bună, că acum putem stabili și genomul uman, că putem vindeca până la naștere și anumite boli care pândesc fătul. Cum? Lumea pare mai disperată acum. Asta ar trebui, cred, să preocupe orice guvern responsabil al României. Ce e de făcut? Cum facem? Nu atât împrumuturi la Banca Mondială, cât, cum să spun, relații mai strânse cu Organizația Mondială a Sănătății, de pildă. Ce facem cu spitalele? Cum facem viața mai bună? Cu un pic, azi un pic, mâine un pic. Sunt mari întrebări, cred, dar măcar să ne le punem dacă nu avem răspunsuri clare. La finalul emisiunii noastre le reamintesc ascultătorilor că astăzi domnul Ovidiu Pecican susține două lecturi publice de la ora 13 la sala Festiva Colegiul Național Silvan Zalău și de la ora 16 în sala Dialoguri Europene de la Centrul de Cultură și Alta Județului Sălaj. Domnule Pecican, o frază de final, un mesaj. Mă bucur să fiu oaspetele Zalăului și al Sălajului, pe care l-am vizitat în 2000 cu o mașinuță, căutând pe teren cimitirele și văzând cu prilejul acelui proiect splendidele bisericuțe de lemn. Sălajul, evident, nu are doar bisericuțe de lemn. Aici e o parte de România fundamentală, în care s-au născut oameni mari, în care găsim artiști viguroși și o lume foarte vie, care merită tot binele din lume. Mulțumesc, sunt încântat să fiu aici alături de dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră și sper să pot veni mai des. La urmă, urmei, până la Cluj nu e așa drum lung. Vă mulțumesc, domnule Pecican, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Cultural aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere! La revedere!